Bună seara, dragi telespectatori! Iarăși o duminică, iarăși noi, iarăși eu cu invitații mei. Și astăzi am hotărât așa, pentru că toți suntem în plină vară și avem tot felul de problemuțe și noi femeile oricum avem probleme cu noi înșine, tot timpul vrem să arătăm mai bine, dar pe lângă a arăta mai bine trebuie să fim și sănătoase obligatoriu. Și eu nu sunt un specialist în chestia asta de sănătatea corpului, referitor la ce face invitata mea, dar am să rog pe ea să ne povestească despre lucruri foarte interesante, pentru că specialitatea mea e cu totul alta. Ai mei pacienți, odată ce i-am atac, nu mai spun nimic alt. Și am astăzi seară o invitată dragă sufletului meu, doamna doctor Ana Falcă. Bine ați venit, doamna doctor! Bine v-am găsit! Și vă rog să ne povestiți, pentru că sunteți o specialistă minunată în tot ce înseamnă față, corp și nu în ultimul rând partea feminină. E cel mai important lucru. Vă rog să ne povestiți despre, așa am pus titlul emisiunii, este viață, sănătate versus viață, și vreau să ne spuneți despre secretele, unele secrete mici ale femeilor. Pentru că e atât de important, femeile de foarte multe ori, de pildă când încep să nu aibă o viață sexuală foarte, chiar dacă sunt tinere. Femeile au tendința de a se spăla foarte dur și foarte urât pentru corp. Ele nu înțeleg că spălatul vaginal este de foarte multe ori interzis să fie făcut agresiv asupra vaginului. Și ajung femeile într-o perioadă de timp unde încep să aibă probleme. Vă rog să ne povestiți despre chestia asta. Da, bună seara, doamna doctor Lidia Fecioro. Bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Da, tema propusă pentru astăzi, într-adevăr, este o temă mai rușinoasă, să spun așa, pentru că ține de intimitatea corpului. Mă rog, nu aș putea să-i spun că e rușinoasă, ci e o temă care pe mulți nu vor să o abordeze. Exact, exact. Tocmai din, eu știu, sentimentul de să nu afle și alții că e rușine. Să că vorbim, deși da, astea sunt lucruri care dau viață de altfel. Exact, exact, exact. Confortul emoțional al femeii vine din toate aspectele vieții. Adică începând cu fața, începând cu corpul, cu zona intimă și cu viața de zi cu zi, adică cum ne organizăm viața, cum ne organizăm, eu știu, relațiile cu prietenii, cu familia, cu membrii familiei. Și dacă mergem spre această zonă mai rușinoasă, să spun așa, într-adevăr, este o problemă care trebuie abordată și trebuie discutată. Fiecare femeie, la un moment dat, merge la medicul de familie, merge la ginecolog, merge la, eu știu, dacă are alte probleme de sănătate, poate face o mamografie pentru sân, care este obligatorie cu vârsta, cu înaintarea în vârstă. Și sunt femei care încearcă să deschidă acest subiect la ginecolog sau la medicul de familie, dar nu întotdeauna, din păcate, este îndrumată acolo unde trebuie. Eu împreună cu soțul, de multe ori sunt îndrumate unde trebuie, doar că ducându-se la farmacie e rușine să ceară nu știu ce unguient, nu știu ce lubrifiant, da, nu știu exact, ce exact, da, tratament pentru a introduce o vulvă sau așa mai departe. Le rușine să le ceară, de zici că ar cere nu știu ce de la farmacie. Da, dar se tratează după ureche foarte multe femei. Așa este. Și utilizarea lubrifiantelor la fel, adică nu este o regulă pentru familie. Nu pentru toate este familie, o regulă. Da. Și
să nu neglijăm nici faptul că unele femei au raporturi sexuale cu mai mulți parteneri. Deci pentru unii este o regulă sau poate, mă rog, neavând un partener stabil, își caută refugiul în a-și găsi alți parteneri. Și de acolo apar și diverse probleme. Pot să apară diverse boli, diverse, dar pentru aceasta, dacă apar anumite simptome sau anumite deranjamente, e bine să consultați un medic ginecolog. Noi la cabinetul nostru, care îl avem împreună cu soțul meu, colaborăm și cu medici ginecologi și facem rejuvenare vaginală. În ce situații se face rejuvenare vaginală? Poate fi făcută la orice vârstă. Deci există diverse tipuri de tratamente. Poate fi făcut un tratament pentru atât pentru a revigora mucoasa vaginului, cât și pentru a stimula plăcerea sexuală, în funcție de ce necesități sau ce doleanțe are pacienta, se alege substanța potrivită pentru procedură sau pentru tratamentul care este solicitat de către pacientă și cantitatea de acid hialuronic la fel. Se stabilește în funcție de necesități și în funcție de particularitățile fiecare persoane. Da. Foarte eficient este acest tratament pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care mucoasa vaginului este mai uscată sau cu timpul mai, se întâmplă chestia da, asta. Mai flască, mai, și atunci se face acest tratament atât pentru a îmbunătăți și viața sexuală, dar și sunt persoane care pierd urină, de exemplu, și după 2-3 tratamente există o îmbunătățire a acestei probleme. E foarte important. Da, informația. Sunt indicații mai multe. Și până la urmă viața sexuală nu trebuie neglijată la nicio vârstă, pentru că sunt situații diverse, adică sigur. Chiar am avut persoane, eu știu, trecute de 70 de ani care au venit cu această doleanță, că a venit o doamnă care zice: domnule, eu mi-am găsit un partener de viață și vreau să mă bucur și eu de viață. Și atunci, știți, nu poți să ajuți o persoană care nu-și exprimă necesitățile, nu-și exprimă dorințele. Și atunci n-ai cum să o ajuți. Dar în momentul în care avem solicitări pe partea asta, încercăm să ajutăm pe oricine care ne calcă pragul. Și... deși nu văd nimic împotriva atâta timp cât ne putem face chestia asta la față, ca să exact. Îndepărtăm da. Ridurile și așa, putem acționa și pe partea cealaltă, pentru că este un disconfort. Așa este. Usturii, mâncărimi exact. Apar și neavând nicio problemă, practic, că femeile se duc, își fac analize, da. Deci văd care e problema, dar această problemă apare vrei, nu vrei. Da, și în afară de rejuvenarea vaginală, sunt anumite persoane, aici deja o să mă refer și la bărbați și la femei, care au anumite formațiuni în zona respectivă și apelează la un specialist când aceste formațiuni sunt de dimensiuni foarte mici și se pot chiar transforma în melanoame sau carcinoame sau diverse formațiuni deranjante și la fel, adică nu se adresează la un specialist tocmai din motiv de jenă. Și este un stereotip care trebuie depășit, pentru că întotdeauna trebuie să punem sănătatea pe primul plan. Sigur. Și sănătatea, bineînțeles că merge mână-mână cu frumusețea. Adică e foarte important. Într-un om trebuie să fie toate frumoase, și chipul, și sufletul, și haina, și corpul. Pentru că de acolo vine liniștea noastră sufletească. Și în funcție de ce probleme avem și ce, punându-le toate cap la cap, trebuie să fie o armonie și o ambianță, să intre tot într-o corelare exact. Din asta exact. În care una pe cealaltă să se ajute obligatoriu. Exact, pentru că o femeie atrage în primul rând prin felul ei de a fi.
Știți, unii spun, zice, uite, vine o doamnă, are nasul nu știu cum, are urechile nu știu cum și uite ce bărbat frumos are. Mm-hmm. Și toată lumea se întreabă, dom'le, cu ce oare l-a tras pe cel bărbat? Păi întotdeauna e, ceva există, un mic secret, că tot ați vorbit de secrete. Sigur că da. Și pe foarte mulți bărbați îi atrage o anumită femeie tocmai pentru felul ei de a fi, cum se comportă, ce atitudine are. Și nu cred că tristețea și îngânfarea și invidia atrag pe cineva. Adică sunt lucruri care e bine să le evităm și să încercăm să fim cât mai pozitivi, pentru că și un om fericit atrage. Un om fericit radiază, un om fericit este frumos. Și atunci oricine primește plăcere de la simplul motiv că te vede, că comunică cu tine și cine vrea mai primește și anumite sfaturi. Așa cum alții ne-au dat nouă sfaturi la un moment dat și ne dau în continuare, încercăm să învățăm unii de la alții lucrurile bune. Pentru că avem nevoie de, corect, de lucruri frumoase în viața noastră. Dar știu că vă ocupați și foarte mult de partea sănătății pielii, că e foarte important. Exact. Mai ales în vara. Povestiți-ne despre tot felul de chestii cu care vă întâlniți la cabinet, pentru că chiar sunt probleme. Sunt probleme și în perioada de vară este foarte important cum ne comportăm în perioada în care razele soarelui sunt foarte puternice. Este bine să, dacă mergem la mare, să nu ne expunem la soare între orele 10 dimineața și orele 17. Plajele sunt pline la prânz. În ultima perioadă am văzut foarte multe, ceea ce nu s-a prea spus nicăieri, dar au fost niște explozii solare destul de mari. Și din păcate sunt și copilași pe plajă la orele amiezii, când soarele este foarte puternic, și atunci arsurile solare sunt inevitabile. Și recomandarea noastră este să avem mare grijă, pentru că și cremele de protecție solară nu sunt eficiente pe o perioadă destul de lungă de timp și cu atât mai mult dacă omul intră în apă și iese, atunci clar că trebuie iar să aplicăm crema de protecție solară și aceste arsuri sunt destul de și neplăcute și provoacă și durere și usturimi și unele dintre ele, care sunt mai profunde, se cicatrizează foarte urât, lăsând și cicatrici sau urme pe piele. Da, am văzut să se produce chiar o pigmentare, exact, a pielii arse, da, și rămâne așa. Problema este că e pe spate, nu contează unde, da, e, rămâne așa. Am avut câteva cazuri cu, după ce s-au întors de la mare, au făcut herpes. S-a vindecat herpesul, iar s-au expus la soare și pielea care era foarte sensibilă după această afecțiune herpetică s-a hiperpigmentat, mm-hmm, și am reușit după mai multe ședințe să revenim la culoarea inițială a pielii, dar cu multe ședințe de mezoterapie și totuși se pot obține rezultate, dar știți cum este mai ușor să previi decât să tratezi. Sigur. Pentru orice tratament este nevoie de multă răbdare și de timp și de bani, bineînțeles că totul implică niște costuri. Și atunci mai bine să avem grijă când ne expunem, cum ne expunem și trebuie neapărat amintit tuturor celor care merg la mare și au diverse formațiuni pe piele, mai ales cele de culoare închisă, că razele soarelui stimulează melanocitele și dacă sunt formațiuni multiple pe corp, mai intens colorate, trebuie protejate de razele soarelui sau cel mai bine să fie înlăturate chirurgical. Pentru că cândva exista acel mit că, dom'le, la alunițe nu se umblă, nu se înlătură, ba din potrivă. Deci acest mit a rămas în secolul trecut și acum de actualitate este ca toate aceste formațiuni să fie înlăturate tocmai pentru a evita alte probleme și alte complicații, cum sunt melanomele, carcinomele, deci am avut mai multe cazuri din astea care se adresează pacienții în fază destul de avansată,
Și formațiunea, cu cât este de dimensiuni mai mari, cu atât mai greu se scoate, cu atât mai greu se cicatrizează, cu atât mai greu este de reparat acel defect al pielii și cu atât mai mari rămân semnele și cicatricele. Că multă lume zice, dom'le, o să-mi rămână semne, o să-mi rămână cicatrice? Da, cu siguranță o să rămână, dar nu o să fie mai urât decât formațiunea care s-a excizat. Corect. Mai greu sunt de scos formațiunile din zone unde nu prea ai cum să întinzi piele. Carne. De exemplu. Da, de exemplu. Da, da, da. Pe nas. De obicei se conezează, exact, trebuie exact, sconezate. Exact. Pe nas, pe mâini sunt anumite zone. Și trebuie, când sunt formațiunile mai mici, este mai ușor atât pentru pacient cât și pentru chirurgul care operează. Dermatologii fac dermatoscopii, deci dacă nu sunteți siguri dacă prezintă un risc formațiunea respectivă, adresați-vă unui cabinet de dermatologie, se face o dermatoscopie și vi se spune dacă există un risc pentru sănătatea dumneavoastră. Sau ținută sub control, adică exact, sub observație, da, o perioadă de timp. Da, și urmărit cum evoluează în timp. Din păcate, toate aceste boli au întinerit, să zic așa, în ultima perioadă. Adică există adresabilitate și de la chiar vin copilași cu difite alunițe suspecte, adolescenți. Deci nu trebuie să ne gândim, domnule, dacă este copil, nu există acest risc. Nu. Deci dacă apar formațiuni, trebuie să existe un control, trebuie să fie verificate. La un moment dat se face așa numită cartogramă și se urmăresc în timp dacă au mai apărut și altele noi, dacă au evoluat, dacă s-au mărit în dimensiuni și la fel alte simptome, dacă există mâncărime, dacă există înroșire, dacă sunt agățate, dacă sunt zone în care pot fi traumatizate ușor, adică în funcție de evoluția fiecărei formațiuni. Vreau să vă întreb, pentru că eu sunt cu bătrânețe asta care ne calcă pe coadă. Care bătrânețe, doamna doctor? Deși veste vede și frumoasă. Nu. E adevărat, în suflet. Nu. E adevărat, în suflet, dar uite că voie. Ne lovim de niște chestii foarte interesante. Pigmentarea de bătrânețe, să-i spunem. Da. Încă nu m-a bătut foarte tare, dar uite, apar niște chestii și apar naibii exact pe față, adică nu puteau și ele apare pe fund, știi cum spun eu, trebuie să apară pe față. Ce remedii aveți pentru această problemă? Că n-aș vrea să fac un peeling din ăla chimic, să-mi traumatizez fața, că nu vreau. Da, am înțeles. Da, și cu peelingul. Fiecare, știți cum, în momentul în care vrea să facă o schimbare în întinerirea pielii, adică trebuie să păcălim cumva sunt vârsta. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar să spun, eu nu vreau să trec pentru această experiență. Ce metode aveți dumneavoastră pentru chestia asta? Da, deci se face mezoterapie cu anumite substanțe care decolorează cele pete pigmentare. Uh-huh. Depinde, bineînțeles, de suprafață, de profunzime, dacă este afectată structura vorbim pielii. De niște pistrui. Da, vorbim atunci, de da, pete da, care da, sunt... Dacă sunt pete simple, atunci... Aproape în jur de un centimetru și e important. Da, da. Se poate încerca cu redupetinul care există în farmacii. Dacă nu există rezultate, atunci se poate face mezoterapie. Se face țintit pe zona care deranjează și așa, și dar se fac mai multe ședințe. Se fac între 5 și 10 ședințe. Nu-i problemă. Întrebam dacă există un remediu în afară de, mă rog, cremele pe care le știm că sunt în farmacie. Da, desigur. Sau la cosmetologie. Da. Dar întrebam așa, pentru că nu multă lume chiar necesită să ducă la cosmetolog, deci nu e nicio chestie. Da, știți, am mai avut și solicitări din astea, știți, am venit la dumneavoastră să-mi dați o cremă ca să-mi cadă nu știu ce aluniță sau nu știu ce papiloame. Nu există așa ceva. Deci, da, cine este curios și vrea să încerce? Există tot felul de soluții, dar eu am văzut, au rămas arsuri urâte după ce le-au dat Și atunci pe o dăm în altă problemă. După și a rămas niște arsuri pe piele de nu-ți venea să crezi, era zicea că stins cineva țigara de ea în continuu pe tot corpul. Mai ales era aici, știi? Și, mă rog, în timp au trecut, dar oricum au rămas semnele, ca și cum a avut arsuri în sine. Da. Știu că am avut și noi, am mai reparat și semne de după. Deci se pot repara semnele se pot, de după. Da, se pot. Deci dacă există o cicatrice micuță, se poate umple cu acid hialuronic și rezultatele sunt chiar foarte, foarte bune. Foarte tare. Da.
Și depinde dacă sunt și pe față, la fel, se pot umple. Acidul hialuronic este un produs absolut minunat, senzațional, care ne ajută să arătăm să mereu tineri și frumoase. Lucruri. Exact. Pentru că sunt multe semne, am văzut de vărsat de vânt, rămase da, pe față, destul de adânci. Se pot repara. Dar trebuie să menționez faptul că persoanele care vor buze foarte mari, noi nu suntem adepții. Deci noi suntem adepții buzelor cât mai apropiate de natural. Da, de forme naturale și de dimensiuni naturale. Pentru că buzele foarte mari nu plac oricui și sunt totuși dezgrațioase. Nu știu, cel puțin asta este părerea noastră. Fiecare este liber să-și aleagă doctorul, să-și aleagă modelul, să-și aleagă dimensiunile preferate, pentru că, după cum se spune în popor, la culoare și gust tovarăși nu sunt. Foarte frumos spus, foarte frumos spus. Ce altceva noutăți? Că știu că aplicați tot felul de măști care dau luminozitate, care ce tratează ele în timp, ne ajută să îmbătrânim, să spunem că a fost frumos cum creștea, știi, cum creștea unul într-un an, el creștea într-o zi, așa și noi să menținem cel puțin un ten frumos, un ten sănătos. Ce noutăți mai aveți? Când, când vine o clientă sau un client, că acum și bărbații apelează la chirurgie estetică, sigur, nu este un secret și foarte bine fac. Corect. Oricui place un bărbat frumos și o doamnă frumoasă, adică bucură ochiul și îți oferă un confort emoțional. În momentul în care ne calcă pragul un client, este foarte important dialogul, ca să aflăm exact ce își dorește fiecare persoană în parte. Unii vin și spun, zice, domnule, pe mine, cum ați spus dumneavoastră, că rămâne o mică zonă afectată de varicelă sau eu știu și... Poate vine pentru acea formațiune. Noi îi spunem, adică recomandările noastre și doleanțele pacientului, ca lucrurile astea la un moment dat să se intersecteze. Cum vin și anumite cupluri și mă întreabă, zice, ce este normal pentru un cuplu? Că uite, la cuplu cu tare, nu știu ce au făcut și totul merge bine, la... Domnule, normalitatea este linia unde părerile a unuia și a celuilalt coincid. Exact la fel și cu frumusețea. Atunci când doctorul vine cu propunerea dumnealui și clientul știe exact ce își dorește, și atunci facem un plan de înfrumusețare, să zic așa, sau de întinerire. Primul lucru, recomandăm să fie scoase toate formațiunile tegumentale, pentru că cu vârsta apar anumite dermofibroame sau chistulețe sau mai ales în persoane tinere, din păcate, care fața este foarte afectată de acnee și practic vin cu chisturi și cu cratere de la coșurile stoarse și acolo este de lucru foarte mult, dar se pot obține rezultate foarte bune dacă clientul are răbdare și dacă este cu minte și nu mai stoarce acele coșuri. Și după ce se obține acea remediere a problemelor vizibile, să zic așa, și care dau un aspect neplăcut feței, atunci trecem la etapele următoare de rejuvenare facială cu acid hialuronic, mezoterapie, sunt diverse substanțe, există o gamă destul de variată de substanțe care îmbunătățesc aspectul pielii și se acționează inițial pe ridurile profunde și ulterior pe ridurile superficiale și fine și ulterior se stabilește o schemă de tratamente periodice în funcție de vârsta persoanei, în funcție de ce își dorește persoana respectivă și, desigur, și în funcție de bugetul fiecăruia, pentru că asta implică niște costuri și atunci... Până la urmă tot o implică costuri. Exact, așa este. Spuneți-mi și mie, uitați, noi ne-am lovit de chestia asta, eu cel puțin am fost la dumneavoastră și aveam o cicatrice urâtă de la operație care se întărea și se făcea un mare cheloid. Da, și... Așa, care deranja foarte tare.
Am văzut și la multe persoane de la un coș pe care da. Îl strânsese pe umăr exact. Și începuse un cheloid destul de urățel. Da. I-am recomandat, numai că nu locuia în țară și atunci a zis că o să încerce în altă parte să facă da. De unde venea, unde stă și locuiește de altfel. Ce tratamente sunt? Ce terapii? Ce tratamente, practic, că nu sunt terapii. Nu, aici nu vorba de terapie, că îi face... Da, dar și sunt... laserul, terapie, este o terapie. Exact, da. Ce se poate face pentru asta? Pentru că sunt mulți care au pe față, de la acne, rămase cheloide. Da. Pe față se aplică unele tratamente, la cheloide în alte zone se aplică alte tratamente. Mm. Adică nu merge aceeași terapie și colo și colo. Nu. Și tratamentele de obicei se fac individual în funcție de cât de mare este cheloidul, cât sunt, din păcate, sunt persoane predispuse adică fac cheloid tot timpul, indiferent din ce zonă. Sunt persoane care fac în special în zona decolteului, adică și pe față cheloizi nu prea se fac, dar după acnee, făcut. Dar în momentul în care se scot formațiuni de pe față, de obicei se cicatrizează foarte bine, adică fața mm-hmm. este... De multe ori nu vor să... Nu, medicii evită să intervină chirurgical, că spun că dacă odată pielea ce are tendința de a face cheloid, ea va face și a doua oară. Așa este. Și atunci se fac niște substanțe injectabile. Eu o să vă felicit pentru chestia asta, să știți. Să știți că eu v-am trimis o pacientă cu... după o arsură pe mână. Da. Vreau să vă spun că s-a cicatrizat foarte bine. Da. Cheloidul s-a dispersat și nu mai este, deci cusătura a devenit la culoare normală. Mulțumesc din suflet. Mare drag. Am ținut să spun chestia asta pentru că nici ea n-avea răbdare, ați văzut-o, era... Era o persoană un pic mai delicată, să spunem așa. Foarte vulnerabilă după o chestie de genul ăsta, unde i s-a avut o decepție, se întâmplă. Și atunci noi încercăm să ajutăm clienții noștri un pic și psihologic, adică încercăm să-i încurajăm și doamna avea și dureri foarte mari din cauza acestui cheloid. Pentru că circulația era îngreunată. Arsura a fost cu tendoanele afară, nu știu cum să spun. Da. S-a făcut un transplant de piele, nu a rezistat, a început să avem complicații, a fost dată înapoi jos, cusut la loc, adică o piele totuși traumatizată în urma unor intervenții, tăiat, făcut, pus, curățat. Asta e situația. Există o regulă nescrisă. Dacă pacientul vine la un doctor și are încredere în acel doctor și ascultă, este cu minte, ceea ce, mă rog, în ultima perioadă, știți cum, toți se pricep la medicină și toți... Da. Dar dacă pacientul ascultă de sfaturile medicului, atunci și rezultatele sunt foarte bune. Dacă un pacient nu are încredere în acel medic, mai bine nici să nu apeleze la acel medic, pentru că sunt unii care zice, vai, s-a uitat, nu știu, cu medicul la mine. Păi știți, și doctorii tot oameni sunt, adică mai au și ei și zile mai bune și zile mai obositoare și pentru că, vă dați seama, depinde și ce pacient a fost înaintea ta, de exemplu, dacă vine un pacient mai supărat pe viață, normal că își lasă un pic din dispoziția lui și în sufletul doctorului și atunci, adică trebuie un pic de înțelege și din partea pacienților, tocmai ca să se creeze acea ambianță plăcută pentru ambele părți, ca tratamentul aplicat să dea rezultate și pentru doctor contează foarte mult fiecare pacient mulțumit. Adică deschiderea pacientului, exact. Pentru că așa cum se deschide pacientul, așa se primește și tratamentul de foarte multe ori. Exact. Când ți-e frică, nu scapi, știi? Așa este. Dacă ți-e frică cumva să nu se întâmple ceva, dom'le, aia se întâmplă. Pentru că frica generează în interiorul tău substanțe pe care oamenii nu înțeleg. Din păcate, frica declanșează foarte mult. Adică, marea majoritate bolilor sunt declanșate de frică. Adică, trebuie să depășim aceste frici interioare care se nasc în urma decepțiilor, în urma stresului de la serviciu sau... Trebuie totuși
câteodată să găsim metode pentru a scăpa de acele frici, de acele, știu, gânduri care ne acaparează prin sport, prin muzică, prin ieșit la plimbare, nu știu, dans. Eu le spun tot timpul, uite, și doamna cu cheloidul, i-am zis, tu trebuie să te duci, dar asta nu se va întâmpla într-o zi. Azi ai făcut injecțiile și mâine strece. Trebuie să ai un pic de răbdare să lucrezi acea injecție, pentru că da, nu e atât de ușor. Și tocmai de acest motiv se fac poze și se mai întâmplă că vin după o lună, două și spun, știți, tratamentul, adică ce am vrut eu să obțin, să scap de riduri și așa, nu văd niciun rezultat. Și atunci scoatem pozele și arătăm pozele, facem poze după, înainte și după, și când se pun pozele alături, am avut câteva situații în care atunci când au zis că domnule nu a fost rezultat, a bătat pozele și zice, vai, așa de urât am fost eu. Da, oricum trucaje nu facem, adică ce... Nu știu că vă cunosc foarte bine și știu că noi, moldovenii, suntem altfel, într-un fel. Da, adică ce e în mână nu minciună, nu știu cum să zic. E adevărat. Între da, noi, moldovenii, vorbim. Așa. Dar vroiam să vă întreb, pentru că știu că în colaborarea domnului doctor Falcă și cu dumneavoastră, știu că domnul doctor, el practică într-un spital, normal este da, chirurg practician, adică nu exact, da, vreo chirurg din asta doar să scoată alunițe. Nu. Știu că multe din intervenții le faceți la spital, nu la cabinet. Da, domnul doctor operează la, pot să spun și spitalul, da, la, spitalul județean Ploiești, în secția de chirurgie plastică. Chiar astăzi a avut o operație destul de mare și complicată. O operație de reducție mamară, da, micșorarea sânilor, pentru că știți, sunt femei care au sâni mici și își doresc sâni mari și sunt doamne care au sânii foarte mari și încep să aibă probleme. Deci începe să le doară coloana, se deplasează mai greu. Totuși este o greutate. Kilograme în plus. Da, sunt kilograme în plus. În... Da, sub barba, așa. Și vreau să spun că chiar am cunoscut câteva doamne care le-au operat soțul meu și care erau foarte mândre și au zis că soțul meu le-a schimbat viața și le-a făcut fericite. Deci, pentru noi, asta este premiul cel mai mare. Un pacient... Mulțumirea oamenilor, exact, e premiul cel mai important. Este cel mai important și îți dă putere și forță ca să tratezi în continuare pacienții și să-i faci fericiți, pentru că când vezi un om fericit, ești și tu fericit. Mai povestiți-ne despre rejuvenarea vaginală, pentru că eu acolo rămân implantat așa. Da. Cam de câte ședințe este nevoie, să spunem? Da. Este în funcție de... De gravitate. Da. De problemă care este acolo. Da. Se pot repeta la 6 luni, la 1 an, la 2 ani. E în funcție de preferințele fiecărei persoane. În momentul în care vede o îmbunătățire și place rezultatul de după, atunci periodic ne sună și vreau să mai vin. Și atunci se fac aceste rejuvenări vaginale. Bineînțeles că... Normal, și atunci când sună peste 2 ani, tot numai, nu doar o ședință faci. Ba, în cazul când se face o singură ședință. O singură ședință. Da, o singură ședință se introduce acidul hialuronic. Sunt mai multe metode. Se poate face doar acid hialuronic sau se poate combina cu plasma proprie. Se recoltează sânge, se centrifugează și se introduce și plasma proprie. Și se poate face în paralel nu doar rejuvenarea vaginală, ci și rejuvenarea labiilor. Și atunci se dă acel aspect mai tânăr, mai tânăr și mai viguros, să zic așa. Sănătos. Și bineînțeles că și partenerul este mai fericit și atunci, știți, periodic trebuie să mai existe anumite
invenții anumite, sigur, din partea femeii, ca să trezim să trezim interesul partenerului. Corect, corect. Da. Pentru că viața e frumoasă, dar trebuie să știm și noi cum să contribuim la frumusețea ei, pentru că invidioși sunt destui, dar corect. Știu că faceți și proceduri pentru ciocurile din călcâi. Știu că faceți foarte multe lucruri frumoase. Ce mai aveți de gând să mai inventați la cabinet? Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care știu că le aveți în plan și ce v-ați mai gândit la ceva nou? Momentan muncim ce avem. Exact, muncim ce avem. Și sunt acum vara și la spital și la cabinet mai sunt solicitări din astea de lucrări de vară, să zic. Mai tunde omul o iarbă în curte și mai taie un deget, îl mai mușcă pe unul un cățel, mușcături de căpușe, mușcături de țânțari, mușcături de șerpi, de pisică, deci sunt tot felul de situații. De situații. Și am avut chiar un caz mai neobișnuit. Un băiat s-a dus dimineața să deschidă solarul și i-a intrat un flutur în ureche. Și știți că v-am povestit că ne-am luat o căsuță undeva afară Bucureștiului și urechea nu prea ține de domeniul nostru, dar ca prim ajutor știți ce aveți de făcut. Da, eu țineam urechea, soțul cu o pensă s-a străduit și a scos acel fluture viu, pentru că fluturile a știut să intre în ureche, dar n-a știut să intre mașarier și să iasă din ureche. Nu știa să-și strângare pe exact, și deci în facultate n-am învățat așa ceva, că domnule, am mai scos furnici din ureche, am scos vată din ureche, care omul nu putea să scoată, dar fluturile din ureche nu prea, adică sunt și situații din astea neprevăzute. Bine că mai taie de prim ajutor. Da, mai taie omul o bucată de carne și taie. Sau mai sunt cazuri când se taie la un deget, își pune un pansament, dar cumva neglijează lucrul ăsta și zice, nu mă mai duc la spital. Și vine după 2-3 zile cu un tendon tăiat. Sau, adică, totuși, nu trebuie neglijate lucrurile acestea. Când se întâmplă, mă rog, în viața de zi cu zi, acasă sau la serviciu, mai călcăm într-un cui, mai ruginit sau... Deci nu trebuie să vă fie frică să mergeți la spital, pentru că dacă vă duceți la spital, ajutorul medical acordat vă poate scăpa, la timp vă poate scăpa de alte complicații. Am avut un caz, a călcat cineva într-un fier ruginit și a venit cu piciorul deja început să se negrească. Adică prudență maximă, pentru că problemele mici, netratate la timp și neglijate, câteodată duc la complicații destul de grave, poate să rămână omul și fără picior sau... Sigur, sigur, nu știm niciodată cum e reacția organismului. Da, și mai ales dacă are și alte boli asociate, eu știu, boli cardiace sau diabet zaharat, sau atunci evoluția poate fi și mai complicată și e bine să fie aplicat tratamentul la timp, adecvat și profesionist. Mare lucru. Mare lucru de dus la timp. Și cum e, până nu se arde cuptor dacă o scos la exact. Timp. Omul rămâne sănătos și se vindecă bine dacă se duce la timp la specialistul de care are nevoie. E foarte important. Așa este. Dar asta nu înseamnă că nu puteți dumneavoastră sau eu sau oricine să acordăm primul ajutor calificat, ca omul de acolo încolo să poată fi transportat sau dus sau să ducă să-și facă controle de rigoare. Da. Se mai gață câte o ureche într-un, știu, într-un cui, se rup urechile de la cercei sau... Deci a fost tot felul de cazuri din astea mai neobișnuite, să zic așa. Dar nu există... Ce altfel, ce tratamente ați mai descoperit pentru fățucile noastre, a găgicilor astea? Da, rezultatele sunt foarte bune cu PRP.
Deci cu, se recoltează sânge propriu, se centrifugează și se injectează și după aceea se face și cu dermapenul. Au apelat și mai multe vedete pentru acest tratament. Rezultatele sunt foarte bune și după aceea fetele fac economie la fondul de ten, pentru că practic dispar ridurile fine și pielea devine mai elastică, pentru că în urma acestui tratament se stimulează elastina și fibroblaștii și pielea devine mai tonică, mai tânără și mai luminoasă. Foarte tare! Da. Păi, mai spuneți-ne și dumneavoastră, poate eu nu știu foarte multe lucruri, că v-am zis că nu pretind că le știu eu pe toate, că niciodată n-am să le știu pe toate. Da, pentru celulită mai fac fetele diverse tratamente, tot, deci există diverse combinații de substanțe și acea piele de coajă de lămâie, deci devine la fel pielea de pe coapse. Bine, mezoterapia se poate aplica pe orice, în orice zona corpului, dar fetele când merg la plajă sunt obsedate să fie cât mai frumoase și cât mai grațioase și pielea să fie cât mai tonică. Și atunci se fac mai multe ședințe. Deci se fac 5, 6, 7 ședințe până la 10 ședințe și atunci, într-adevăr, se obțin și rezultate spectaculoase. Am avut de la o vedetă o solicitare mai neobișnuită. Ea cântă pe scene mari și o deranjau pliurile de la genunchi. Da, adică a fost o singură solicitare de acest gen și domnul doctor i-a introdus acid hialuronic în acele pliuri și ea era foarte fericită că poate să apară mai încrezătoare și mai bine dispusă pe scene și să încânte publicul și să se simtă ea bine, în primul rând, confortabil, pentru că, da, un artist trebuie să se simtă el bine în pielea lui ca să îi bine dispună și pe spectatori și pe telespectatori la rândul lui. Da, da, și interesantă, da, vrerea. Exact, da, sunt acum se acordă foarte mare atenție și rejuvenării mâinilor, pentru că și pielea mâinilor îmbătrânește și sigur că da, și chiar îmbătrânește mai repede decât exact, multe da, alte zone. Da, și atunci se face hidratare, se face mezoterapie în orice zonă. Deci dacă pe cineva îl deranjează ceva anume, vine, ne spune și împreună stabilim un plan de tratament. Am înțeles. Da. Interesant. Exact. Foarte interesant. De știut, pentru că chiar știu multe persoane, femei îndeosebi, care spun, domnule, s-a pigmentat pielea, s-a început să se îngrețească mult mai tare și mi-aș face ceva la mână, dar nu știu ce să-mi fac. Ce proceduri aveți pentru osteoliții care se pun așa la încheieturile, pentru depunerile de săruri, le spunem noi, care modifică degetele în sine, poziția, știi? Da, asta de obicei că nu poți să-i spui nici că este o poliartrită, o artroză mai mult, e un simptom al artrozii. Da, pentru aceste probleme, cel mai bine pacienții se adreseze reumatologului care o să le prescrie un tratament antiinflamator. Se pot face și infiltrații cu anumite substanțe. Pe asta vorbeam de infiltrații, că omul se duce, mai face la băi cu mâinile, cu apă, însă cu sare, exact, cu colo, adică nu stă, dar îndeosebi nu e nici măcar proces inflamator, este doar depunerea de săruri care modifică poziția degetului. Da, din păcate nu prea ne protejă mâinile, adică mai ales noi femeile întotdeauna avem treabă, stăm mult cu mâinile în apă, nu prea facem treabă cu mănușile și atunci în timp au de suferit mânuțele noastre și atunci trebuie să avem cumva grijă și la apa foarte rece și desigur, este indicată iarăși marea, procedurile fizioterapeutice, nu știu, cine mai are timp să meargă la tratamente cu nămol, sunt foarte multe
stațiuni unde încă se fac tratamentele. Dar în deosebit, infiltrații se pot face. Se pot face, desigur. În acele depuneri de săruri, pentru că ele, de fapt, ele sunt dureroase când se produc, încep să se, să se acumuleze. După aceea nu mai doare, dar rămâne așa un cioc. Da, da. Cum sunt monturile și așa mai departe. Da, monturile tot la, la ortopedie dar... Da, sunt o problemă și aceste monturi. Numai că orice tratament necesită timp, răbdare și încredere în doctorul care l-ați ales. Bine, la monturi e foarte important și modelul de pantof pe care îl porți și încălțămintea comodă bagajul genetic și dacă este să porți o talonetă din aia de silicon care să desfacă, să împingă totuși degetul, care să nu dea drumul. Noi cu vârsta ne se lățește piciorul, ne se îngrelează practic corpul și se... laba piciorului se modifică. Se un pic, da. Mai ales dacă mai avem kilograme în plus, ni se lasă bolta piciorului și atunci ni se modifică sine tot piciorul, că o să cioare mititele multe. Că nu avem un os întreg acolo. Doamna doctor, eu ce vreau să vă zic? Să vă mulțumesc din suflet că existați. Cu mare drag, oricând. Și că vă mulțumesc pentru lucrurile frumoase pe care le faceți. Ne străduim. Să știți că eu nu o stresez foarte tare pe doamna doctor. O să mă duc la ea mai încolo când o să înceapă să-i tremure mâinile. Așa pe la 90 de ani. Corect. Dar oricum îi mulțumesc din suflet, mă duc doar atunci când am nevoie și m-am dus și o să mă duc, vă promit, și nu vă promit, dar vă spun că mă duc. Aveți ușa deschisă oricând, doamna doctor. Pentru că nu este un secret că avem nevoie de a menține ce bagaj avem, avem nevoie să-l întreținem. Corect. Ca orice. Și o geantă. Nu pui mult în ea ca să nu se rupă torțile la geantă, să nu se rupă mâinile la geantă. Așa e și corpul nostru. Dar cu cât îl îngrijim, cu cât avem grijă de el, cu atât mai mult ne va ține. Dar în ceea ce privește procedurile pe care le-am văzut, sunt nemaipomenite și... Mulțumim frumos, doamna doctor. Sus draferul. Mulțumim. Încercăm să facem lumea fericită, oferindu-le din toate câte puțin, și frumusețe, și sănătate, și încredere. Pentru că o persoană care este liniștită și calmă și încrezătoare, atrage. Atrage și... își face în primul rând singură viața frumoasă. Corect. Și este plăcută. Spectatori. Deci, dacă vreți să arătați bine și să fiți și sănătoși, urmăriți-ne, pentru că întotdeauna vom avea grijă să vă aducem oameni minunați, oameni frumoși, care știu să facă și lucruri minunate și, ce să zic, să ne dea Dumnezeu sănătate. Și o seară frumoasă. Sănătate, că e mai bună decât toate. Mulțumesc frumos!